Last summer, Sandro decided to spend his vacation at his cousin's, who lives in the north of Moldova. It was at the beginning of July when he left for the village of Sofia. The weather was fantastic. Yes, come in. Good morning. Good morning. How are you? Oh, I'm fine. And you? I'm very fine. Nice to meet you. You are welcome to us. Do you want to speak with me? Why not? Yes. Let's try. V-ați prins probabil că în fața noastră se află o profesoară de limba engleză. De 54 de ani, Alexandra Ploscaru predă tainele acestei limbi străine pentru copiii din satul Ciuciuleni. Unii dintre foștii ei elevi sunt deja bunici. Le predați și copiilor? Da, și nepoții încă îi învăț la unii. Mama, copilul și copilul copilului. Am început să activez în școala asta din anul 1970. Până în prezent am lucrat, am activat zi de zi, an de an, fără să lipsesc măcar cât de cât de la școală, 54 de ani de lucru. Da, activitatea n-a fi început în școala asta, nu? Aici. Aici. Era o școală mai veche, dar tot aici în sat. Limba engleză a cucerit-o din prima. Pe vremurile ei, alfabetul era chirilic și, când a răsfoit manualul de limba engleză, a rămas impresionată de literele latine. Eu sunt născut în Trușeni și acolo așa era. Ne-a dus eu manualele și eu, vara, le-am răsfoit. E celelalte ca celelalte, română, rusă, una alta, algebră, matematică. Dar când am văzut manualul de limba engleză și când am văzut alte litere pe care eu până atunci nu le învățasem, pentru că noi am învățat alfabetul chirilic. Da. Așa ne-a trezut o curiozitate că eu n-aveam răbdare să treacă vacanța și să vin la 1 septembrie să văd și cu manualul ăsta, ce prezintă el. Am văzut niște litere acolo, H sau J sau care nu erau în alfabetul nostru. Oare eu am să pot să citesc? Am să pot eu să mă descurc? Și am așteptat. A venit învățătoarea de limba engleză la prima lecție. Și când a pronunțat cuvântul good morning, eu am rămas frapată. Ce înseamnă asta? Cum așa? Cum? După absolvirea universității, proaspăta absolventă a fost trimisă să predea limba engleză la școala din Ciuciuleni, unde era nevoie de cadre. De-a lungul anilor a obținut alături de elevii ei 10 de premii la olimpiade. Unii dintre foștii ei discipoli, plecați peste hotare, se întorc acasă și continuă să facă lecții de engleză pentru a-și aprofunda nivelul de cunoștințe. V-ați gândit de lungul anilor să renunțați la meseria asta? Ați avut momente când ați zis că... Nu, niciodată. Niciodată. Doar limba engleză. Atât de tare v-a plăcut? Da, și îmi place așa. Și vreți să mai rămâneți în domeniu? Păi, de-amă, nu mai am vreme. De ce nu? Să mai rămân. E unde? La vârsta mea... Anul ăsta am zis că gata, nu mai lucrez. De-amă, de 3 ani spun că nu și nu și nu. Directoarea noastră e așa o femeie că te convinge și anul ăsta iarăși m-a rugat. Ne mai trebuie un specialist și la moment nu-i. Și de-amă, eu vrei, nu vrei. Câți ani aveți lucrat după pensie? Mi-a zis mai... 20. Deci de 20 de ani ești la pensie? Da. Și încă mai lucrez. Încă trebuie să ieși. Da. 20 de ani în urmă trebuie să ies, să nu mai vin la școală. Ei, dar n-am putut eu să mă dispart de engleză, de elevi, de școală, nu? Aici un colectiv foarte bun, foarte. Anume colectivul și m-a ținut aici. Tot de jumătate de veac, la gimnaziul din Ciuciuleni, este profesoară și Sofia Buza. Nu a avut niciodată gândul să renunțe la această activitate, chiar dacă este la pensie și ar putea să savureze din odihna bine meritată. Chiar de mic copil urmăream cum pășesc pe drum chiar un profesor cum pășește, parcă încrezut, parcă cu o dorință de a face ceva pentru copii. Și fiind la școală, urmăream zi de zi fiecare activitate a învățătorului. După care îi spuneam părinților că eu tot învățătoare voi fi. Și am ales să fiu învățătoare și în ziua de astăzi continuă această activitate cu dragoste. Cred că aș avea o lipsă în suflet
dacă nu m-aș întâlni cu micuții, să-i văd cum zâmbesc zi de zi, ce dorințe au, să-i ajut. Parcă ar vrea să mai acord o mână de ajutor, cât mai este posibil copilașilor. Vin aici. În timp ce ea se declară împăcată cu salariul pe care îl primește, consideră că tinerii specialiști trebuie remunerați mult mai bine. Poate, în acest fel, vor dori să profeseze în sistemul de învățământ într-un număr mult mai mare. Au văzut o sursă de existență mai bine plătită în alte direcții, în altă parte. Dar eu socot că, totuși, este nevoie de o generație bine educată. Adică este nevoie de profesor și de acordat o mare atenție profesorului. Noi de acum suntem la o vârstă înaintată, dar celor tineri de acordat o atenție mai mare, ca eu mai sporită, ca ei să activeze un timp îndelungat în acest domeniu. Sistemul de predare de-a lungul celor 50 de ani s-a schimbat, a evoluat, dar și ea s-a adaptat noilor tehnologii. Doamna profesoară le folosește ori de câte ori are nevoie, iar dacă întâmpină vreo dificultate, în ajutor îi sar colegele mai tinere. La început de activitate, nu era pe parcurs, tot am demonstrat, dar lucram și pe timpuri când am început activitatea cu mulțime de fișe create de învățători, desene, desenam nopțile și căutam diverse materiale mai interesante pentru copii ca să le provocăm, să-i provocăm parcursul lecțiilor, să le creăm situații de problemă. Dar era mai greu. Era mai greu. Trebuia învățătorul în nopțile să lucreze pentru a face materiale didactice. Acum găsim mai multe materiale demonstrative și le putem utiliza. Chiar dacă în gimnaziul din Ciuciuleni nu există lipsă de cadre didactice, există și profesori care predau mai multe materii. Unul dintre acești profesori este și Tatiana Cotovanu, care predă limba română, geografie și biologie. Dacă îți faci munca bine, ești profesor și la oraș și la sat, este aceeași programă, aceiași copii care au nevoie de susținere, îndrumare. Nu cred că este mare deosebire. Dar trebuie vocație pentru asta. Motive sunt mai multe, dar nici nu e ușor, nu zic că e ușor, dar un fel e interesant. Și atunci când munca e interesantă, îți place să lucrezi cu copii, altfel merge lucrul. Și în primul rând, ore sunt puține la o disciplină, de exemplu la geografie. În a doilea rând, specialiști nu prea sunt și este nevoie ca să școala să dezvolte înainte, să oferim studii elevilor, copiilor din sat și încercăm să ne recalificăm, încercăm să avem realitate cu viața, cu lumea înconjurătoare, să ghidăm elevii, să descurcem viață. De când predă în această școală, a crescut 3 generații de elevi. Dintre toți, un singur elev a ales să fie profesor la o școală din raionul Hâncești. Spune că generațiile de astăzi sunt mult mai greu de convins pentru a învăța cu toate tehnologiile care îi înconjoară. Da, ce pot să spun, dar astăzi e greu să-i motivez ca să iei să studieze, mai ales unica întrebare este de la ce îmi trebuie și noi trebuie să găsim oricând răspuns. La ce îi trebuie elevului o situație, o altă situație, o temă, când poate, de ce o studiază acum, poate nu-i trebuie acum. Înainte nu erau atâtea întrebări, știți? Învățau, studiau, știau că trebuie să aibă studii. Acum, societatea, vedeți că suntem la un clic distanță de orice informație. Și accesează și elevii care doresc să acceseze, studiază și singuri și da, cu 15 ani în urmă era mai mult taxat pe studii, pe manuale, pe cărți, pe acum cu noile tehnologii, telefoanele, elevii uneori sunt mai mult sustrași în telefoane, numai că noi deja trebuie să îi dăm ce informații să găsească în telefoane. Deplânge starea actuală a sistemului de învățământ și spune că principala provocare a școlilor și a comunităților locale este aceea de a ține familiile acasă.
Cu 15 ani în gimnaziu, în școală, pentru că atunci era și liceu, când am început eu să activez. Până în 2016 erau 600 și ceva de elevi. Comparativ, acum sunt 230, 223. Asta nu mai e liceu, nu? Doar gimnaziu? Nu, din 2016 nu mai este. Dar în ritmul ăsta vă temeți că ar putea fi închisă școală? Nu ne temem că să fie închisă școala, dar ne străduim ca să-i menținem măcar numărul ăsta care este. Dar trebuie la nivel de localitate, de raion, de țară, programe, de susținerea familiilor tineri, de... ca numărul să nu diminueze. Referindu-se la salariu, aceasta spune că dacă un profesor de la sat se mai poate descurca, cel din oraș întâmpină mai multe provocări financiare. Știți, noi suntem la sat și mai avem și o grădină și cu salariu și încercăm să... Un nivel mediu de viață este. Nu mă plâng că e mic și nu știu. Pentru unul care muncește, are. Mai este o vorbă. Pentru un nivel mediu, adică ar ajunge. Da, oricum faceți o meserie nobilă care ar trebui răsplătită pe măsură. E răsplata pe care primiți? E pe măsura muncii? Ținând cont și de situația economică a țării, nu putem să cerem mai mult decât ne oferă posibilitatea. Nu puteți, dar guvernare. Ar trebui, dar ne acomodăm și noi la situația care este în țară. Mm-hmm. Ce să facem? Ne iubim țara, cum ne iubim familia și cum este, cum trecem prin greutăți, așa și țara ne iubim și trebuie să mergem înainte. În acest an, gimnaziul a marcat 50 de ani de activitate. La începuturi, aici învățau carte circa 1000 de copii. Acum, numărul lor s-a redus la 300. Directoarea școlii, care a fost și primar al satului, explică formula prin care reușește să mențină colectivul de profesori. Lipsa de cadre la Ciciuleni n-am simțit-o niciodată. Noi am avut în Ciciuleni gimnaziu și liceu teoretic. Aici a fost liceu teoretic. Cadre multe, dar copii mai puțini deja. Suntem numiți în permanență forjării de cadre. De la noi merg cadre în mai multe instituții educaționale din țară. Nu avem lipsă de cadre. În Republica Moldova sunt circa 1200 de școli, cu circa 400 mai puțin decât acum 20 de ani. Numărul de elevi s-a redus în jumătate, de la 630.000 la circa 300.000.